Bună ziua, mă numesc Andreea și fac parte din echipa Vasilică Vehiculul Verde al Viitorului. Și împreună cu colegii mei l-am asamblat pe Vasilică. O să îl rog acum pe Ștefan să vorbească despre utilitatea proiectului. Dacă credeți că mașinile care se conduc singure sunt doar în desenele animate, cum ar fi The Jetson, sau în filmele SF, o să aveți o mare surpriză, deoarece mașinile autonome sunt un trend actual în ingineria și conceptul automobilelor, care în acest moment sunt doar niște prototipuri, dar o să fie testate și pe teren. Noi ne-am inspirat după mașinile autonome de la Google și am creat o mașină a viitorului pe Vasilică. Colegii mei, Gabi și Cosmin, au scris partea de cod și l-au și asamblat și o să vorbească ei mai în detaliu despre tot ce au făcut. Da, deci Vasilică ar trebui, dacă ar funcționa, să... să ocolească obstacole. Și el, ca să facă acest lucru, noi, mă rog, l-am făcut asemenea cum sunt liliecii. Mă rog că știți că liliecii nu văd, sunt orbi. Ei se bazează pe o proprietate a sunetului și aceea că se întoarce înapoi când lovește un obiect. El are un senzor ultrasonic care, mă rog, nu prea merge, dar are, nu l-are acolo. Și care ar trebui să vadă dacă are un obstacol în față, tot trimițând o undă sonoră și calculând distanța folosindu-se de timpul pe care îl primește. Acum îl las pe... codul a fost destul de ușor de făcut. Mai greu a fost la partea tehnică cu firele. Și las pe Gabi să vorbesc acum despre cum am asamblat robotul. Cum a spus și Cosmin, Arduino primește informația de la senzorul ultrasonic și astfel ar trebui să manipuleze motoarele în așa fel. Numai că ați putea privi situația ca pe, nu știu, it's not a bug, it's a feature. Adică, nu știu. Am folosit Arduino pentru că e destul de ușor de folosit și da, cam atât. Și nu în ultimul rând, aș vrea să le dau microfonul colegilor mele care o să vorbească despre partea de design. Și dacă nu v-ați dat seama, am vorbit despre toată prezentarea, am fost pe partea de marketing, practic, și am vrut să vă vând robotul. Designul a pornit de la un concept modern, am făcut schimbări pe tot parcursul proiectului și a evoluat, reflectând astfel spiritul echipei și atmosfera pozitivă cu care am depășit orice obstacol. Astăzi, unul dintre cele mai des întâlnite cuvinte când este vorba despre designul unui vehicul este cuvântul eco, care înseamnă prieten cu mediul, fiind foarte eficient. De aceea, noi... am făcut carcasa lui Vasilică verde. Acum viitorul pare încurajător și optimist. Pentru că a apărut Vasilică. Printre noi. Iar în concluzie, aș vrea să zic că am ales să participăm la acest proiect, deoarece am vrut să ne testăm cunoștințele, să învățăm cât mai multe, să trăim cât mai multe experiențe noi. Efectiv, noi nu știam. Ne-am întâlnit și ne-am gândit oare ce o să facem în proiectul ăsta și Gabi a venit cu ideea să facem un robot și am zis... Ce? Nu e vina ta. Și am mers mai departe cu proiectul și... Noi chiar am crezut în Vasilică și încă credem. Chiar dacă am întâmpinat multe, multe dificultăți de-a lungul proiectului, noi credem că ne-a ieșit super drăguț, nu știu. Nouă chiar ne place proiectul și sper că v-a plăcut și vouă prezentarea noastră. Mulțumim!